Un băiat de 13 ani din orașul Răcari a ajuns la spitalul din Titiu după ce spune el că tatăl său l-a bătut. Sătul de atâtea bătăi, minorul nu a mai stat pe gânduri și a sunat la asistenții maternali care l-au dus imediat la secția de urgențe a orașului Titu pentru îngrijiri medicale. Mi-a dat cu pumnii aici, maxilar. Așa că nu te bate? Da. Mereu te bate, nu? Și pe tine și pe frații tăi? Da. Și pe mama? Da. A fost polițist, eu? Da. Și cu ce vă bate? Da, ne leagă, ne bate cu pumnii. Te-a legat astăzi? Da. Cu ce te-a legat? Cu sfoară. De ce te-a legat? De ce te-a legat? De pat, de ce? De un dăr, de un șifonier. Și cât ai stat legat? Vreo oră. În secția de primiri urgențe a spitalului Tito a fost adus un copil de 14 ani cu multiple traumatisme ale feței, contuzii și escoriații pe partea dosală a mâinilor și torace anterior. Va fi investigat, deocamdată este stabil hemodinamic, s-a luat legătura și la protecția copilului. Echipajul SAJ Dâmbovița a fost solicitat pentru a interveni la un copil, un minor de 13 ani, agresat afirmativ de tatăl său. Prezintă politraumatism, contuzii faciale, toracice, la nivelul membrelor, laterocervicale. A fost transportat la UPU Titu, urmând să fie evaluat și pentru eventuale explorări l-a trimis la Spitalul Județean Târgoviște. Atât mama cât și tatăl, fost polițist, spune că băiatul a intrat într-un anturaj rău și că nu este pentru prima dată când fură diferite obiecte pentru a le vinde, fugind apoi cu zilele de acasă. Mama copilului spune că soțul său l-ar fi bătut pe minor pentru că i-ar fi furat cardul și ar fi scos bani, dar nici ea nu are trai bun cu bărbatul ei. S-a înhăitat cu niște țigani, i-a furat cardul, i-a scos banii de pe card și a fugit acasă. Nu, dar chiar așa în halul ăsta, dumneavoastră, să zic că păi, stați puțin, că nu l-a bătut numai el. Deci nu numai soțul l-a bătut. El a scris că... Deci a scris pe o hârtie caietul la soțul, deci cu hârtia că i-a cerut la primărie. I-a zis că l-au bătut înainte, fiind aseară, alalte, deci luni. Cum ar veni luni seara, l-ar fi bătut și țiganii. Păi, dar el de luni până aseară n-a venit pe acasă? Păi da, ai fugit o săptămână și ceva de acasă. A, n-a venit deloc nu. Acasă. Mai venea când era soțul de mânca. La seară când a venit acasă, era bătut? Trebuia să nu știu că nu am fost acasă eu momentan atunci când l-a găsit pe drum, l-a prins. De l-a adus acasă. Și de ce l-a legat soțul dumneavoastră? Nu știu de legat, asta nu vă... Păi dumneavoastră n-a fost acasă? Deci eu când am venit nu era legat, decât îl dezbrăcase da. De haine, da. Le-am băgat, le-am spălat pur și simplu că erau îmbâxite și asta. Deci atât pot să vă spun că era dezbrăcat. Deci eu l-am spălat, eu singură l-am spălat aseară pe picioare, că erau crăpate picioarele de la ploaie, de la astea. Copilul deci n-a povestit că l-a dezbrăcat de haine. L-a dezbrăcat. Poate să, nu zic, de legat, nu știu, aseară. Altă dată am auzit că da. Deci eu eram la spital în momentul când... Lega că am auzit că l-a legat, tot așa, ca să-i spună, într-adevăr, cine l-a pus să ia cardul. Da, noi am mai vorbit și cu vecinii și ne-am spus că totuși îi mai bate pe copii. E violent, da. E violent. Da. A fost polițist el. Da. Este violent, de ce să... Și cu dumneavoastră? Păi și pe mine, ce... la rând. Dar chiar așa să-i bată cu pumnii, cu picioarele? Cum nimerește? Deci eu am născut prematur din cauza lui. Am născut la nici 7 luni copilul la... Poliția n-a luat nicio măsură, nu? Da, a făcut reclamații, peste reclamații a venit, i-a dat amenzi și atât. Care n-a plătit niciuna. Tatăl băiatului, fost polițist, spune că nu el i-a provocat fiului rănile pe corp. L-am bătut eu. Dar cine l-a bătut? Vă spună el. Păi el ne-a spus că dumneavoastră l-ați bătut, l-ați legat. Tâlharii care... Păi ce tâlhar, domnul? Care a furat bani. Ce bani a furat? Păi mi-a pus să-mi fure cardul și mi-a scos banii de pe card. Păi dar ce se întâmplă? Că... Păi nu știu ce se întâmplă, am reclamație făcută pe la poliție. Deci... Păi da, dar și vecinii, soția dumneavoastră ne spune că-i bate, ți-ați legat. Care, da? Care soție? Soția dumneavoastră. Nu știu care e treaba, deci... De cum nu știți care e treaba? Aflat. Soția dumneavoastră e acasă. Stați puțin să vorbiți cu noi de ce plecați. Cu ilegați ce faceți? De ce nu ilegați? E adevărat. Păi cum nu e adevărat? Copilul spune că l-ați bătut 6 ani și astăzi. Păi bine, dar întrebați-le cine l-a bătut. Luni seara sau marți seara, nu știu. Nu este pentru primoare când îi bate și băiești. Nu, nu, nu. Și pe... E de câte ori oameni da poliția pentru violență? Nu cred. Mame, da poliție. Dumneavoastră ați fost polițist, nu? Și ce dacă am fost?
De ce v-au dat afară din poliție? Cum sunt la pensie. Regretați ce ați făcut? Ce să regrese? Dar n-a făcut absolut nimic. Cum n-a făcut absolut nimic? N-a făcut absolut nimic. Cum? Mi-a furat tot din curte. Asistenții sociali de la primăria Răcari au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a petrecut incidentul. Am luat copilul și l-am dus la stația de salvare, cum se spune. L-am trimis la Titu pentru investigații, că aceasta e procedura la dânsii. De acolo ni s-a confirmat că a fost trimis la Târgoviște pentru radiografie și alte examinări clinice. Avem tatăl aici la anchetă. Avem... am vorbit cu serviciul de urgență. Mi s-a spus că în momentul, dacă se constată că este abuzat de tată, îl pot primi în regim de urgență. Dacă nu, trebuie să facem monitorizarea, să facem procedura. Nu este pentru prima oară că sunteți chemați la această familie. Da, da. Și acum 2 ani am internat într-un centru special de protecție a familiei. Și polițiștii au pornit la rândul lor o anchetă pentru a stabili cine l-a bătut pe minor. Inspectorii de la protecția copilului spun că dacă se va dovedi că băiatul a fost agresat de tatăl său, va fi internat de urgență într-un centru pentru minori.